gata. Flaviu, o victorie mare pentru Luceafărul Bălan, o promovare istorică, ne place să-i spunem. Da, o victorie mare, muncită, putem spune muncită, că numai așa am reușit. Ce să zic, ne-am dorit mult această victorie, ne-am jucat șansa până la capăt. La 0 la 2 e puțină lume mai spera. Puțină lume spera, da, vedeți o decizie, o decizie corectă, arbitru, părerea mea, roșu la portar. Da, deci mi-a jucat șansa până la cap, până într-un minut. Puțină mi-a dat șansă și în meciul tur de promovare. Ne-am jucat șansa, da, ce am fiecare cât am putut, se pare că ne-a ieșit. Cei de la Olimpia au fost foarte supărați și nervoși pe maniera de arbitraj. Acum, totuși, de la 0-2 la 5-2 mai poate fi pusă această chestiune? Nu cred. Ei mă gândesc că supărați pentru penaltiul acordat. Părerea mea a fost penalti clar, primul și roșu la portar. Deoarece a fost ultimul om, penalti clar, părerea mea. Și n-ar trebui să fie supărați. Se pare că noi ne-am dorit mai mult decât e victoria. Ei poate au venit prea mai relaxați. Într-adevăr, au și lipsit câțiva jucători din meciul tur. Poate, na. S-au gândit că noi așa merg greu meciul. Dar noi ne-am jucat șansa, repetem cu dată și... Și tu, ca și Mihai, ai șansa din nou să joci în Liga 3-a. E o variantă acum, în viitorul tău sau încă e? Nu pot să zic o variantă. Încă e de vreme să vorbim, încă e prea de vreme să vorbim treaba asta. Noi suntem mulți din echipă, suntem angajați, avem locuri de muncă și nu cred că careva dintre noi a renunțat la locul de muncă pentru Liga 3-a. Pentru că la Liga 3-a nu mai e cum era înainte să poți să-ți permiți să treci la Liga 3. E cam greu. O să vedem ce o să fie, cum o să facem. Poate le plătăm amândouă, le facem amândouă și cu lucru și cu ăsta. O să vedem, poate combina cumva. Și ultima întrebare, cum ți s-a părut publicul astăzi? Gâlgău cu Bălanu sunt mici rivale, să spun așa, dar astăzi toată lumea a făcut front comun și... Și astăzi și la meciul din tur, am avut mai mult suporter aici. N-are rost să mai vorbesc, la 3-2, la 2-2, ne-au încurajat, ne-au ajutat foarte mult, foarte mult ne-au ajutat. Pot să spun că ne-am prins și de la spate, că ne-au dat oarecare motivație, o dorință. Ne-au ajutat mult. Pe această cale vreau să le mulțumesc și că au fost atât de noi și că au crezut, care au crezut, până la capăt. Mersi.